Vă prezint în imaginile următoare procedura de instalare a sistemului CIS pe modelul de imprimantă Epson PX810FW. Pentru început, vom ridica capacul imprimantei, după care, cu ajutorul unei șurubelnițe, vom detașa șurubul de fixare al carcasei. După cum se poate observa, în acest moment vom ridica partea superioară a carcasei imprimantei. Și vom introduce cartușele sistemului CIS în imprimantă. Le vom coborî ușor până când acestea se opresc, după care le vom apăsa cu puțină forță pentru o fixare corespunzătoare. Vom duce furtunașele pe sub carcasa imprimantei . Vom repoziționa partea superioară a carcasei . După care vom reatașa șurubul de fixare al carcasei. Acestea fiind făcute, următorul pas este fixarea filtrelor de aer la rezervoarele externe în locul dopurilor mici. Vom extrage dopurile . După care vom introduce filtrele de aer cu partea mai groasă în interior. În acest moment vom porni imprimanta. Aceasta ne va cere închiderea capacului. Vom coborî capacul și în acest moment imprimanta este pregătită pentru printare. Aceasta a fost procedura de instalare a sistemului CIS pe modelul de imprimantă Epson PX810FW.